Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Unul dintre motivele pentru care îmi place să trăiesc în acești ani este că am scăpat de obligația de a duce înapoi casete video la centrele de închirieri video. Mama era o bătaie de cap îngrozitoare și trebuia să le și derulezi. Aia era. Și aveam derulator. Cumpărasem derulator de nu casete. Nu cred că ai avut. Ba da. Da. Puține pune? Aveau. Da, frate, păi de acum. Aveam tot ce ne trebuie. Eram profesioniști. Da. Nu puteai să derulezi Van Damme cu orice. Eu aveam un băiat la scara a doua, da, care avea derulator și se duceau copiii și le percepea taxă. Nu el cred. Da? Numai el asta făcea, derula casete. Da, mă, erau unii care luau bani pentru asta. Pentru derula casete? Da, frate. Păi de altfel, tu plăteai oricum o penalizare la centru, dacă da, duceai nederulată. Da, să derulezi cu video... Păi da, da, respectiv. Păi... Nu că dacă derulai cu videoul tău, între timp nu puteai să și vizionezi ceva. Și atunci strângeai mai multe casete, reduceai ele. Că da, un video slab derula în foarte mult timp. Asta dura o veșnicie să deruleze caseta aia. Derula încet și uzai și cabestanul și mecanismul. Asta e că da, uzai mecanismul. Asta e. O doamnă a fost acuzată de delapidare în SUA. De la ce ne-am luat, ca să înțelegeți? Deci e acuzată de delapidare și are un mandat de arestare pe numele ei pentru că nu a returnat o casetă video închiriată în urmă cu peste 20 de ani. Bine i-a făcut. Băi, înțelegeți cum e legea în Statele Unite? Băi, bine am făcut și spun și de ce. Aveam filme pe care le-am ratat. Pentru că niște nenorociți, cum fugeau e această doamnă, nu fugeau neapărat, dar întârziau cu caseta, uh-huh, știi? Trebuiau să vină și mă duceam la centru și ziceam, vreau și eu dublu impact cu Jean-Claude. Filmul... Și zicea, nu mai avem casetă, că încă nu s-a întors. Filmul Sabrina, vrăjitoarea adolescentă, asta te-a interesat vreodată? Băi, nu, nu. Aici băi, n-ai picat pe filmul meu. Da, deci mie îmi sună, cum să spun, altceva. Sabrina, vrăjitoarea adolescentă, nu știu dacă era legal să vedem filmul ăsta. A închiriat, deci doamna respectivă a închiriat filmul în 1999, nu l-a mai dus niciodată înapoi. Și cum a aflat? A aflat că era, s-a mutat în alt stat, adică, cred că e infracțiune federală deja. E acuzată de delapidare, a aflat când a încercat să schimbe numele de pe permisul auto după ce s-a căsătorit. Foarte bine, să afle și soțul acum, uite ce a luat. Da. Și o doamnă, o procurare a informat-o că fusese pusă sub acuzare pentru delapidarea unei proprietăți închiriate în martie 2000 și i-a spus, deci doamna este citată, zice, mi-a zis că e legat de o casetă VHS și a trebuit să cer să repete, fiindcă m-am gândit că e o nebunie. Glumește, nu? Nu glumea. După aia a spus, era să facă infarct și a înțeles de ce nu se putea angaja de 20 de ani aproape nicăieri, pentru că atunci când angajatorul îi verifica cazierul, vedea că are mandat de arestare activ. Ce tare. Și spune, nu angajăm. Și este disperat. Acum vrea să dea în judecată pe toată lumea. Îți dai seama. Și pe cine suspectezi că mai are casete video nedate înapoi? Pe cine? Pe Luca. Nu! Cum? Păi stai-mă puțin, ia zine, de unde vezi tu Terminator și toate alea cu băieții tăi? Deci, că ai zis că le văd pe video? Așa are un VHS în cămară? Deci eu cred că el are toate filmele alea și le vede în original cu traducerea Irinei Margareta Nistor. Nu cred. Exact ca pe vremuri. Că altfel n-ai cum. Mai am câteva casete video. Luca s-a roșit tot. Am pisica albă, pisica neagră. L-am prins. N-am putut să mă despart, deci îți dai seama. Lasă-mă pisica albă. Încearcă să schimbe... Da. Băi, ai VHS funcțional sau nu? Nu. E, na, te-ai gândit. Nu, serios. Vreun film cu Bruce Lee ceva? Ai ezitat. Adevărat n-am. Te-am prins. Asta, pisica albă, pisica neagră. Băi, lasă-mă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.